Ai ceva de transmis? Nu știu. Nu, să fiți cu minți doar, că poate vin peste voi. Ce faci? Și ai decis să-l deschizi fără mine? Păi nu, că te așteptam, dar dacă te-am văzut așa... Bună dimineața! Oh. Te rog, te las pe tine. Bună, Bianca! Bună, Ionuț! Ionuț, ai cerut o cameră roșie cu Lenuța. Serios? Nu, n-am cerut. Ai primit o cameră roșie cu Bianca. Ok. Acesta este un experiment. Înainte de a spune nu, citiți cu atenție acest bilet. Atunci când Bianca a stat o zi în casa băieților, voi ați avut o conversație din care a părut că aveți multe lucruri în comun, în ceea ce privește felul în care vedeți viața, de acord. Astfel, ați fost trimiți în camera roșie pentru ca timpul pe care îl aveți la dispoziție aici să-l petreceți ca și cum ar fi. Ați fi un cuplu? Nu există așa ceva. Nu înseamnă că trebuie să vă sărutați. Băi, na, dacă nu simți, eu okay, nu, okay. Nu ești obligat în cazul în care nu simțiți să faceți asta. Imaginăm. Însă puteți să discutați despre orice vă doriți și vă deschideți unul în fața celuilalt. În urma acestui timp petrecut împreună, voi doi veți putea vedea dacă într-adevăr ați fi potriviți unul pentru celălalt. Și ulterior să puteți forma un cuplu. Wow. Top 3, corect, de top 3. Ionuț, uită de faptul că abia ai trecut printr-o despărțire. Gata. Așa, Bianca, dă-ți voie să fii tu și încearcă să nu te gândești la Lin în acest moment. Încercați să fiți naturali și sinceri cu voi înșivă, dar și unul cu celălalt. Dacă alegeți să nu rămâneți în camera roșie, înseamnă că nu ați acceptat experimentul. Atenție, nu aveți voie să discutați cu nimeni despre ce s-a întâmplat în camera roșie. E posibil să fiți nevoiți să păstrați secretul chiar și câteva zile. Gândiți-vă bine și luați o decizie. Dar tu cui duci asta? Cui duci asta, Larisa? La Ionuț în camera roșie. Larisa? Ce-ai făcut aseară? Da, nu, iasă, nu-i bine. Larisa, deci ascultă-mă. Da. În calitate de fost jucător și de fost player, eu sunt mândru de tine. Chiar? De ce? Așa, că-mi place cum arzi tu, așa cu... tu ai binecuvântarea asta să te detașezi rapid, da? De toată lumea. Să mă detașez? Da, ai și tu asta. Că se vede pe tine, bă, cu ai. N-ai cum să mă mint. Bă, să știi că o alianță pe final din partea lor este de așteptat, știi? Ce? E cumva Bianca și... Și puterile. Da, Bianca și eu nu sunt foarte favorizați, așa să zicem, de public, știi? Mm-hmm. Și de aia zic că ar avea șanse, știi? Să facă ei o alianță și să dea lucrurile peste cap aici în casă. Dar nu știu, vom vedea. Dar nu-i bine, că nu... Dar ce vrei să scrii? Strategie? Da, plăcută, dar nu-mi ajunge. N-am cum, nu știu, poate să... Bă, nu știu. Ce zici? Și Andreea ce-a zis în camera roșie? O, nimic. Chiar e totul ok. Se da seama și ea de joc. Și acum e totul ok. Zici că pe ultima sută de metri, că suntem aici, vrem să arătăm doar momentele frumoase între noi, știi? Dar să zic că ai făcut aici potrivit sau încă nu? Ai mei? Uh-huh. Bă, ai mei zic că ești frumoasă și zic că chiar? Mi-a spus mama exact cum îmi place mie din asta, așa are ea. Pare foarte rea, dar are sufletul foarte, foarte bun, știi? Așa e. Acum. E foarte rea, pare foarte, foarte, pare foarte bad bi, așa? Dar și sunt. Dar nu ești, ești probabil, dar nu... Nu strica reputația, ți-am mai spus toată de câte ori. Dar tu mi-ai stricat mie reputația, vrei să zic de câte ori? Eu pot să 500 de mii de, 50 de milioane de ori. Bine, eu pot că sunt femeie. Tu știi că eu pot. Putem să stăm oricum am plictisit în casă.
Deci accepti experimentul. Stai. Da, dar fără apropieri și de asta vorbim așa, prietenești. Păi stai, nu, tu n-ai înțeles. Uite aici ce-i scris. Uite ce-i scris de asta. Să-l petreceți ca și cum ați fi un cuplu. Păi da, putem să fim un cuplu de prieteni. De prieteni, a, da. Tu ai experiență la asta, da. Asta da, zic, da. Asta zic. Păi a funcționat prietenia ta. Băi, da, ce-a fost acolo a fost ceva special. Deci rămânem în camera roșie. Trebuie să plecăm dacă vrei, n-am început. Cum vrei tu? Mi-e indiferent. Păi de ce dai toate deciziile pe mine? De obicei tu faci invers, iei pe tine. Acum dai pe mine. Eu nu văd ceva periculos în asta amândoi aici în camera roșie și nu văd ceva tendențios ca să stăm aici. Dar e vorba că mi-e place să, că persoana care petrec timpul să simtă bine lângă mine. Dacă nu se simte bine, nu pot să mă simt nicio bine. Păi eu nu mă simt rău dacă nu mă săruci cu forță. Dar nu te stau deloc. Nu la prima întâlnire, Bianca. Nu la prima întâlnire. Scuze-mă, nu știu dacă sunt gata să deschid o cunoaștere. Păi și cum o să facem asta? Nu știu, cred că o să vină de la sine totul. Vorbim de la sine. De la sine, da. Suntem un cuplu de la sine. Acceptăm? Acceptăm, stăm acceptăm aici. Experimentul. Aici. Văd că sunt și prăjituri, adică... Acceptăm experimentul. Ți-am pregătit asta, dacă vrei să mănânci. Păi tu ai pregătit. Da, eu. Bine. Oare cine mai primește camera roșie? O să fie, cred că așa. O să fie... Mai primește cineva? Nu, cred că. Poate să nu mai primească deja. Poate Sorin. Ia, ce-a arătat? Ha? V-a arătat ceva, nu? Oba. Wow! N-am nevoie de pâine. Fata, dă două pâine de pâine cu camera! Camera! Mi-e poftă de ceva dulce. Îmi dai voi să mă duc și eu până la ei acolo. Doar să vorbesc cu ei. Da, mănânci. Da, oare Ionuț le-a adus astea? Ionuț le-a adus. Mie nu mi-a adus niciodată așa ceva. Să tu nu mănânci. Și ce? Și? Gestul contează. O să-mi pui la istombar cu sus. Mama, cum are reușe? Se încep reproșurile? Dar nu vrei să mâncăm în primul? Nu, eu nu pot să mănânc dulce. Pot să de ce nu poți să mănânci dulce? Nu vine să mănânc dulce. Păi Larisa făcea pâine cu ou. Sau deja ai uitat toată Larisa. Mie nu-mi place pâinea cu ou. Ea de-aia n-a mai făcut Larisa pâine cu ou. Păi uite cum a făcut. Nu, n-a făcut. Și ce faci, Bianca? Cum te simți? Cum ești? Pe aici. Aștepți... Am uitat ceva lucruri, am niște pierderi de memorie. Da. Da, după ce am citit asta. Am înțeles. Și eu sunt nou aici în casă. Am uitat despre asta. Am înțeles. Sunt nou aici în casă și mi-a fost dăruită această cameră roșie cu o persoană. Și hai să o accept. Da. Dar chiar de ce ai venit în costum? Că am vrut să mă îmbrac și mai elegant. Că am fost acuzat că mă îmbrac urât și m-am simțit prost. Și am vrut să vedeți că pot și altfel. Pot și eu să mă îmbrac elegant. Dar eu nu mă simt bine să mă îmbrac așa elegant, știi? Mereu. Sau să-mi schimb stilul vestimentar. Lasă, că mă la tine și-mi tăce tot. Nu mai uit cum ești îmbrăcat. Și mă uit la ochii tăi. La ochii mei? Da. Gândește-i la fata mea cum o să fie. Da, cu ochii mei? Nu, cu ochii vecinului. Bineînțeles, cu ochii tăi. Dar tu când mai copii, Anda? Eu până la anul vreau un copil. Serios. Eu până la 30 de ani îl fac, col cu tine, o cu altul. Vorbești serios? Da. În acest caz, de ce nu mi-ai zis asta înainte să merg prin toată emisiunea asta? Ce schimbă? Faptul că ziceam ce copil. Ce schimbă? Adică despre ce vorbești? Ok. Dacă tu încă ai cai pe pereți să umbli, să-ți faci trendurile pe TikTok sau chestii genul ăsta, tu poți să continui. Tu fost trei în locul ăsta acasă. Dacă știam, nu te băgai, nu? Da. Dacă știam asta... Am 28 de ani. Până în 30 am tot dreptul să am unul. Păi da, mă, până în 30, mă. Ok, în 9 luni faci un copil, nu? A doua, păi asta zic. Nu, un an jumate, pentru că eu ne fac la 29 de ani. Păi am un an jumate, mă. Ok, dar un copil în 30... Când am 30, o să-l țin deja în brațe. Da, logic. Și atunci aș avea 27, tu dai seama. Cum? Dar după aia aș avea 27. E bine, e bifă, e bifă. Și ce planul ai să faci în București? Că știu că o să te muți în București. Nu știu, mă gândeam să mă mut la tine, să... să-mi duc întâi lucrurile, am dacă înțeles. Tot ai propus chestii din astea, da. Nu, dar mai tare mi-ar plăcea să trăiesc singură o perioadă. Bun. Și apoi să mă mut cu persoana dragă și să văd ce va fi. Și sunet, vă rog!
ce vorbesc ei acolo? Am 28 de ani, până în 30 am tot dreptul să am unul. Da, mă, până în 30, mă. Ok, 9 luni faci un copil, nu? A doua, păi asta zic. Nu, 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 un an jumate, pentru că eu în iunie fac 29 de ani. Da, un an jumate, mă. Ok, dar un copil în 30, când am 30, o să-l țin deja în brațe. Da, logic. Și atunci aș avea 27, tu dai seama. Cum? După aia aș avea 27. Bine, e bifă, e bifă, e bifă. Mai este fapt. Dacă vrei, dacă tu nu ești capat sau nu te simți, nu vrei să faci chestia, tu fac foarte. Bine că nu trebuie nici pe Natale și pe și Bianca e top, top. Top, top, top. Am învățat cuvinte de la Flavius. Da. Eu nu am nevoie să muncească ceva copil, rămâncă singură. Da, tu vrei doar să... Da, tu te gândești că, nu că nu faci cu mine, dar faci cu altul, dar... Este și mai așa, gen. Copilul meu o să fie mai top. Să am un augagic în prea mișto.